Nerg, sunt Petru, un episod din GTA 5 online, care în acest episod am să vă arăt cum să puteți să câștigați mașina aceasta la roată în cazinou. Deci, în primul rând, pentru a începe, trebuie doar ca să apăsați pe, să vă faceți meniul ăsta de meniu și mergeți ultima poziție, vă alegeți în apariție ultima poziție. Pentru că o să trebuie să faceți o mică manipulare și după aia mergem în inventariu, în stil, adică mai exact, în accesorii și ne vom pune, de exemplu, niște ochelari, vom pune ochelarii ăștia. Și, după cum vedeți, mi s-a încărcat jocul, s-a făcut un ceva galben în dreapta, jos. Și vom merge la roată. Înainte de a începe roata, trebuie să vă asigurați că nu a jucat nimeni înaintea voastră. Trebuie ca să fie pe acest tricou. Dacă este pe acest tricou, înseamnă că este bun, putem începe manipularea. Deci, înainte de a începe, am să vă arăt, dacă în caz că nu picați pe mașină, apăsați pe butonul, eu sunt pe PS5, apăsați pe butonul PS și veți mai putea să mai picați încă o dată la roată. Deci după ce am încercat de foarte multe ori să mai încercăm încă o dată să vedem dacă merge. Ok, bun, înainte de a începe, uitați, trebuie doar o secundă să ținem pe, să apăsăm în jos. Și dăm drumul să vedem dacă o să reușim acum, este a patra sau a cincea oară când încerc. Ați văzut și am câștigat-o. După 4 ore am câștigat-o. Deci, am să mă duc ca să vă fac o tură cu ea, să ne vedem imediat cum îmi face o tură cu ea. Bun, acum suntem cu mașina, să vă arăt că chiar este mașina mea. Singurul inconvenient la aceste mașini este că nu le putem vinde. Sincer, e destul de rapidă. Și în plus este una dintre cele mai scumpe mașini pe care le putem câștiga. Grotti Italia RSX. Ok, vedeți? Ah, e... What the fuck, putem vede, dar cât ne cere? 10.000, dar nici nu se vede că s-o dai la 10.000 pe această mașină. Ok, deci putem vedea, putem să modificăm, nu știu, felul de chestii. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să vă abonați. Eu o să vă fac în fiecare săptămână cum să deblocați mașina. Ciao, ciao!